6 ore l-a căutat familia pe colonelul Constantin Mincu, fostul prim adjunct al pompierilor. Bărbatul în vârstă de 54 de ani se întorcea de la țară cu mașina încărcată cu struguri și se îndrepta spre oraș. Ieri după amiaza, pe la orele 14, a vorbit ultima dată cu familia. De atunci, omul nu a mai fost de găsit. Familia disperată a apelat la ajutorul foștilor colegi și l-au căutat pe tot traseul spre casă. La lăsarea întunericului au descoperit din întâmplare autoturismul într-o râpă, de pe dealul Stârmina. Colonelul era deja mort. Ultima dată aici a fost observat de către un coleg când cobora. Și am căutat și pe stânga și pe dreapta, am găsit mașina și l-am găsit și pe dânsul. Este decedat de câteva ore, este rigid și practic noi am venit numai să constatăm decesul. Mașina de culoare verde era proiectată într-un canal de scurgere, acoperită de frunziși. Parapetul de pe marginea drumului nu era rupt, iar pe stradă nicio urmă de frânare care să indice că în acel loc s-a produs un accident. Polițiștii încă nu pot stabili cauza evenimentului rutier. Ei iau în calcul două variante, oboseala sau infarctul la volan. Pierzând controlul asupra direcției, s-a răsturnat în șanțul de colectare al apelor pluviale, situat pe partea dreaptă în direcția sa de mers. Circulația s-a desfășurat pe un singur sens, vreme de aproape două ore.